Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. V-am povestit ieri după emisiune, ce credeți că am făcut? M-am ținut de cuvânt și m-am dus în țara Hațegului. Credeți? N-am fost, dragii mei, n-am fost. Aș fi vrut eu să mă duc să caut un dinozaur, dar m-am gândit eu așa că nu cred că îl găsesc. Da, v-am spus și în emisiunea de ieri că dacă nu găsesc un dinozaur să-l aduc la emisiune, deși s-ar putea până la finalul sezonului să găsim un dinozaur să-l aducem la Dale Dimineții. Dacă nu o fi unul adevărat, o fi unul de pluș, nu știu. Dar cu siguranță găsim oameni care pot să ne povestească despre ce înseamnă dinozaur. Și pot să ne spună dinozauri, au fost mici, au fost mari, au fost pitici. Am tot citit eu acolo pe net, n-am înțeles mare lucru. Am rugat pe cineva de acolo, de la Geopark, să vină alături de mine aici, la Dale Dimineții, și să ne povestească despre dinozauri. Și nu numai, dragii mei. Alături de mine, aici, la Dale Dimineții, Adina Popa. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Ioana! Și bine ai venit la matinal! Mulțumesc tare mult de invitație! Ne-am găsit dinozauri, dar am găsit carte! Am găsit-o aici la mine în bibliotecă, că o am de la Petronela Tămaș. Petronela a primit-o tot de la un coleg de al tău, Adina. Și e o carte foarte frumoasă, așa, și cu poze, și cu scris. M-am uitat la poze, mă ceartă Petronela, cu cititul mai rar. E o carte scrisă de un coleg de-al tău, așa, meu, e de acolo, da, de Cristian Ciobanu, da. Și aici scrie piticii și uriașii din insula Hațeg, că nu întâmplător am spus că or fi și pitici, or fi și mari, și mai mici, și mai cum or fi. Dar o să rugăm pe Adina să ne povestească despre dinozaurii de aici, din țara Hațegului. Nu mergem foarte departe, pentru că prima dată vreau să... Adică nu mergem foarte departe în țara Hațegului. Am primit o lecție în dimineața asta. Am spus că am citit și pe Google. Sora colegei mele, dacă căutați acolo la Gău Hunedoara, scrie că oriunde mergi în țara Hațegului, ești de fapt în geoparc. No, eu asta n-am știut până astăzi. Da, eu am zis că n-am fost la geoparc, dar mi-a spus Adina că dacă am trecut de dealul Hațegului, deja am fost în geoparc. Cine e de fapt Adina Popa? Că așa am spus că începem. E din județul Hunedoara. Unde te-ai născut de fapt? Eu m-am născut în județul Hunedoara, m-am născut la Lupeni, în Valea Jiului, am crescut la Petroșani, acolo am făcut și facultatea la Universitatea din Petroșani, dar sunt inginer ca studii, să spun, pe care le-am făcut eu, studii universitare. Ulterior am mai făcut și alte studii pe partea de comunicare și pe partea aceasta legată de patrimoniul natural și cultural. Dar sunt inginer. Însă, atunci când eram încă în facultate, în ultimii ani de facultate, mi-am dat seama că nu este chiar ceea ce mi-aș dori eu să fac în viață. Nu mă vedeam inginer, sincer. Și aveam așa o atracție foarte mare spre partea aceasta de jurnalism. Eu eram foarte timidă. Și citisem la un moment dat că aș putea să îmi înfrâng timiditatea sau că mulți dintre cei care erau vedete la momentul respectiv au putut să treacă peste trac și timiditate mulțumită lucrului în presă. Și așa am început la primul radio care a fost în Petroșani acolo, la Radio 21, după aceea am colaborat cu televiziunea locală de acolo, după aceea am primit ofertă să vin la Deva, am lucrat la Antena 1 Deva, la Pro TV Deva și ulterior prin 2000 am fost curioasă să văd cum e și în partea cealaltă, cum e să fii comunicator. A fost momentul în care au început să se formeze, să spunem, primii specialiști în comunicare.
la noi și mai ales la instituții de stat, și atunci am fost la o instituție publică, am fost purtător de cuvânt. Pe urmă m-am dus la o companie multinațională și acolo cred că am învățat cel mai mult pe partea aceasta de comunicare. A fost experiența mea cea mai bogată și puternică, pentru că am avut de la cine să învăț la un nivel foarte înalt. Am lucrat câțiva ani chiar și la București, în cadrul companiei respective, și după care, după vreme, am decis că tot mai bine e acasă. Și soțul meu lucra tot la București și asta, și ne-am gândit și am zis că totuși haide că o să legăm ceva și acasă, și am renunțat la joburile noastre la multinațională și am venit. Voiam să facem atunci, la acel moment, un business în domeniul turismului undeva, și am început să străbatem județul să vedem dacă am putea să cumpărăm o casă și să ne facem o pensiune și să mergem pe direcția aceasta de dezvoltare a turismului. Lucrurile nu s-au legat în direcția în care noi ne-am fi dorit. În schimb, ne-a venit ideea realizării unui proiect educațional în care să le vorbim copilor despre natură. Și pentru că în plimbările noastre prin județ ne-am îndrăgostit de țara Hațegului, de care nu eram foarte mult atașați, să zic așa, pentru că eu eram din Valea Jiului și lucram la Deva, soțul meu este din județul Bihor, a lucrat și el în Valea Jiului, că a fost și colegi de facultate, după ce a venit și el la Deva. Era un loc prin care noi treceam, țara Hațegului, dar nu neapărat să ne oprim sau să avem o țintă acolo, să mergem să vizităm. Dar atunci când ne-am plimbat foarte mult în căutarea unui loc unde ne-ar plăcea să ne așezăm, am descoperit cât de frumoasă este țara Hațegului, și când ne-a venit ideea acelui proiect, am zis, hai să facem în țara Hațegului. Și așa, din aproape în aproape, am ajuns să-i cunoaștem pe colegul meu, pe Cristian Ciobanu, care lucra atunci la Geopark, era reprezentantul Universității din București, acolo, în teritoriu. L-am cunoscut pe Alexandru Andrășanu, directorul nostru de la București, și ei au fost foarte mulțumiți de colaborarea cu noi și ne-au zis, nu ați vrea să colaborați cu noi în continuare? Și am zis, da. Amândoi am fost voluntari, și eu și soțul meu. Eu în prima fază m-am ocupat de partea de activități de comunicare și de promovare a Geoparcului. După aceea am inițiat și alte activități și pe direcția aceasta de educație, și ceva vreme am fost voluntar la Geoparc. Și după aceea s-a ivit posibilitatea, au apărut alte oportunități de a lucra direct în echipă, și așa și eu și Dan suntem acum membri în echipa Geoparcului. Îi mulțumim lui Rosi Nepoartă prin Geoparc, acum știm deja, pe imagini în timp ce noi povestim sunt, pe televizoare sunt imagini din țara Hațegului, mulțumim lui Rosi. O întrebare, e de o frumusețe rară, o să ajungem să povestim. Țara Hațegului e una dintre cele mai frumoase zone ale țării. Eu trăiesc mereu cu durerea aceasta în suflet, că poate nu reușim să ne cunoaștem țara foarte bine. Cei care mă cunosc, eu spun și în emisiune, am străbătut cât am putut Europa, pe unde se poate merge cu piciorul, că am o teamă de a mă urca în avion, și pe unde se poate merge cu mașina încă am fost, să spunem așa, foarte multe lucruri. Dar am văzut țări precum Germania, Austria, Elveția, unde am și locuit de curând 7 luni de zile. Țări care sunt frumoase, eu nu spun nu, dar nu sunt la fel de frumoase ca a noastră. Eu spun asta din tot sufletul. Au și ei locuri, top 10 lacurile din Elveția, dar România are o sălbăticie aparte, spun eu. Și văd asta de multe ori prin prisma televizorului, pentru că sunt foarte leneșă și nu sunt eu cel mai bun exemplu de sport și turism, dar prin prisma celor care
străbat această țară și îmi aduc imagini și văd, noroc cu tehnologia pe care o blamăm. Țara asta e bogată și are locuri care păcat că nu ajung să se știe mai mult despre ele. Și o bucată din această bogăție a țării e Țara Hațegului. Acum, acolo în Țara Hațegului, asta cu dinozaurii e tare. Eu aș spune în cuvântul meu, e o turbăciune, știi? Pentru că am povestit înainte de emisiune, cei de vârsta noastră n-au învățat la școală despre dinozauri. Așa a fost. Așa au fost vremurile. Așa a fost. Nu ni s-a povestit. Și noi când auzeam dinozauri, și eram și noi copii, ne gândeam că dinozaurii au trăit în altă parte a Pământului. Parcă nu realizam că și țara noastră s-a format în același timp cu toată planeta asta. Și că acei dinozauri ar fi putut să fie și aici la noi în țară. O întrebare de ochiată. Spuneam că noi, oamenii de rând, nu prea punem întrebări din astea, că ne e teamă, că ne e rușine. Toată țara ar putea avea, dacă am căutat, ar mai fi zone în țară, dacă răscolim pământul să găsim dovezi ale trăirii acestor dinozauri pe pământul României? Da, este foarte posibil să mai găsim în anumite părți, din câte știu eu, cred că mai este undeva în zona Mehedinți, dar n-ar vrea să intru în niște lucruri pe care nu sunt foarte sigură să le spun. Geologia este știința care se ocupă cu studiul istoriei planetei noastre. Și e atât de variată și atât de vastă încât oricând se pot descoperi alte lucruri legate de istoria planetei. Acum, legat de strict de dinozaurii pe care noi știm că au existat și au trăit pe actualul teritoriu al țării Hațegului, avem o certitudine că în zona aceea au fost cu siguranță, pentru că acum vreo 70 de milioane de ani, pământul sau locurile, uite unde ne aflăm, uite, Deva sau așa, erau cu totul și cu totul diferite de cum arată astăzi. În vremea aceea vorbeam de o insulă, tropicală, înconjurată de apele mării Tethys, o insulă cu palmieri, o insulă cu, poate, cu magnolii, cu vulcani și care era populată de niște vietăți foarte ciudate. Ciudate și prin faptul că s-a dovedit acum mai nou de către oamenii de știință că o parte dintre ele erau pitice, mici. De ce? Pentru că trăind într-un mediu din asta insular, adică având la dispoziție un spațiu redus și puțină hrană, corpul lor s-a adaptat la condițiile de mediu în care ei trăiau. Așa că ei au dezvoltat niște caracteristici ale scheletului, ale corpului lor, cumva unic față de alți dinozauri care au trăit pe continent. Și de la oamenii de știință care studiază dinozaurii, asta am înțeles, că unicitatea lor este dată tocmai de aceste caracteristici dezvoltate prin faptul că au trăit într-un spațiu redus. Dacă stăm să ne gândim și astăzi, de exemplu, în Australia, care este un continent insulă, sunt animale pe care nu le găsim, sau viețuitoare pe care nu le găsim în alte părți ale lumii, tocmai prin faptul că se dezvoltă într-un anumit mediu. Și așa s-a întâmplat și cu dinozaurii noștri de pe insula Hațeg. Și atunci acesta a fost unul dintre motivele pentru care teritoriul țării Hațegului s-a încadrat în criteriile de a deveni geoparc și nu
un geoparc oarecare, ci un geoparc cu recunoaștere internațională, cu recunoaștere din partea UNESCO. Și noi din 2005, uite, anul viitor vom celebra 20 de ani de când suntem membri în rețeaua europeană a geoparcurilor și în rețeaua globală a geoparcurilor UNESCO. UNESCO, știți, e ca povestea aia cu marca înregistrată, pentru că devoratorii de turism știu că există prisma călătoriilor mele. Am întâlnit turiști din toată lumea care efectiv aleg, când își aleg destinația de vacanță, devoratorii de cultură, de istorie, de tradiții, nu neapărat devoratorii de odihnă, care merg în, la odihnă în concediu. Aleg UNESCO. Am văzut, am întâlnit acolo în Elveția, prisma șederii mele, oameni care vin și care în momentul în care își aleg concediu, unul din criterii e această marcă înregistrată, marca UNESCO, acolo unde UNESCO vine și spune e marcă înregistrată UNESCO, deja ne ridică, să spunem, 10 puncte sau poate chiar mai mult, da, nu fost așa, 10 puncte. Dar e și o responsabilitate foarte mare. Exact. Pentru că la un moment în care UNESCO vine și spune da, ești marcă înregistrată UNESCO, deja lucrurile se schimbă 180 de grade. Dacă înainte le făceai după ureche, dădeai atenție sau nu dădeai atenție anumitor lucruri, după ce vine UNESCO, UNESCO nu vine, îți dă eticheta și pleacă. UNESCO vine, iar vine, îți dă, îți spune, îți dă măsuri, te ajută în sustenabilitatea proiectului, dar au și pretenții. Pretenții care trebuie să fii ca cercetător, ca om, ca, nu știu, trebuie să ai anumite calități să poți să, să reziști, să stai. E ușor să vină UNESCO, dar e greu, cred, să-l păstrezi acolo. Să-l păstrezi acolo. Sau cel puțin da. Așa văd lucrurile, așa ca e, și cetățean de rând. Ce înseamnă colaborarea cu UNESCO? Păi UNESCO, în primul rând, este o emblemă a calității, să spunem. Este Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură și ceea ce face UNESCO este tocmai să prezerve acest patrimoniu extraordinar pe care noi ca umanitate îl avem. Și nu e vorba doar de patrimoniu construit de oameni, că de multe ori când spunem cuvântul patrimoniu ne gândim la ceea ce oamenii au construit, aceasta este o parte, însă vorbim și de patrimoniul natural, iar patrimoniul natural nu înseamnă neapărat doar partea de viață prezentă, să spunem, plante, animale, ci este și viața trecută sau istoria trecută a planetei. Și din acest motiv, în 2015, UNESCO a creat acest program care se numește Programul pentru Geoștiințe și Geoparcuri și a inclus geoparcurile UNESCO ca parte dintre programele sale majore. Și noi suntem sub umbrela UNESCO și, într-adevăr, este o marcă a standardului înalt, a calității, însă asta, cum spuneai, vine la pachet cu foarte, foarte multe responsabilități. De la UNESCO primim această emblemă, pentru că UNESCO nu oferă bani, UNESCO oferă consultanță din punct de vedere științific sau ne sprijină în această direcție, dar are niște pretenții, să spunem, foarte ridicate. Și în cazul geoparcurilor, geoparcurile fiind teritorii de dezvoltare durabilă care susțin protejarea patrimoniului geologic, patrimoniului cultural, patrimoniului natural, în același timp încurajează educația și încurajează turismul sustenabil, împreună în
colaborare cu comunitățile locale. Și din 4 în 4 ani, fiecare teritoriu geoparc care are recunoaștere UNESCO este evaluat. Trebuie să treacă printr-un proces de evaluare și atunci doi evaluatori independenți vin în geoparc și au o listă întreagă de criterii din diverse domenii pe care verifică cum le pun în aplicare, ce măsuri au geoparcurile, cum aplică acele criterii și în plus de aceasta urmăresc să vadă care este evoluția, să spunem, de la precedenta evaluare. Și atunci acest proces cumva ne obligă în permanență să fim foarte buni. Pentru că trebuie să lucrăm tot timpul, nu există pauză, nu puteai să spune că după ce am trecut un proces de evaluare, gata, răsfurăm ușurați și după, hai să zice, cu 3 ani, cum facem una, câteodată spiritul românesc, în campania electorală, da, ne apucăm să mai facem, să mai cârpim, să... Nu, trebuie să facem zi de zi și în fiecare minut, pentru că altfel lucrurile se văd. Deci ele trebuie să aibă o continuitate, trebuie să se lege unele de altele și orice pauză are un impact foarte, foarte mare. Pentru că ceea ce trebuie noi să facem la un geoparc, pe lângă a spune povestea dinozaurilor pitici în cazul nostru, dar în general oamenii asta trebuie să știe, geoparc nu este egal dinozauri, geoparcul egal povestea planetei Pământ. Și cu ceea ce au făcut oamenii și cu ceea ce înseamnă natură și cu tot ceea ce înseamnă valoare în teritoriul respectiv. Pentru că mai avem un geoparc, acum fac o paranteză, în România, la Buzău, geoparcul Ținutul Buzăului, unde acolo nu vorbim de dinozauri, acolo vorbim de vulcanul Roios și de focul viu și de o mulțime de alte aspecte și elemente și sperăm că în curând vom avea, poate chiar de anul viitor, un al treilea geoparc, Oltenia de Sub Munte, județul Vâlcea, colegii noștri de acolo se pregătesc și ei. Deci, practic, fiecare teritoriu este unic. Ceea ce trebuie să înțelegem și ceea ce îmi place mie enorm la conceptul acesta de geoparc, cumva îl asociez cu noi oamenii, pentru că și noi, fiecare dintre noi, suntem unici. Și cea mai mare greșeală este să ne comparăm cu alții. Din punctul meu de vedere, asta este cea mai mare greșeală, să mă compar cu alții. Cel mai important este să ne comparăm cu noi înșine și să încercăm noi înșine să fim mai buni de la o zi la alta și să ne dezvoltăm. Și același lucru este și în geoparc. Fiecare geoparc este unic. Eu chiar mă pregătesc și urmează să plec într-o misiune de evaluare UNESCO. Din experiența de până acum, asta mi-am dat seama. Fiecare geoparc este unic. Da, trebuie să îndeplinim o mulțime de criterii, dar în felul nostru. În felul nostru, cu comunitățile locale ale noastre, care au un anumit specific, un anumit mod de a acționa, o anumită cultură, o anumită educație și ceea ce trebuie să facem ca să evoluăm este să ne comparăm cu noi înșine și să ne dorim să fim mai buni de la o zi la alta și de la o evaluare UNESCO la alta. Am făcut, deja m-a ajutat Adina, asta era ideea. UNESCO e o comunitate până la urmă și unește oameni din toată lumea, oameni care pot să explice oricând, la orice oră, cum s-a format planeta, cum s-au format munții de oriunde din lumea asta, nu doar din România, nu doar din Europa. Acolo se întâlnesc cercetători de pe toată planeta, se întâlnesc oameni așa precum invitata mea din această dimineață, pentru că asta era ideea. Familia, comunitatea UNESCO, uite, Adina Popa merge să evalueze un alt parc din altă zonă a Europei. Vei pleca în Italia zilele acestea, în curând. Tocmai te duci la alți colegi din altă țară, cu altă viziune, să spunem așa. Și asta înseamnă UNESCO, cred. O familie, parcă
cumva v-ați unit. Vreau să înțeleagă lumea exact cum tu ai spus. UNESCO nu vine și nu dă bani. Nu ne dă niciodată bani. UNESCO ne ajută să ne dezvoltăm, să ne afiliem marii familii a lumii, nu doar a planetei, nu doar a Europei. Greșesc cu ceva? Nu, așa este, într-adevăr. Poate avem un pic de timp să spun că... Te rog! Noi suntem printre puținii din lume care am obținut bani de la UNESCO. Oh, ce frumos! Ia uitați! Da, UNESCO, de fapt, în asociere cu un fond de investiții, a decis să aibă și un program al său în care să încurajeze dezvoltarea durabilă și punerea în practică a acelor obiective de dezvoltare durabilă despre care noi tot auzim și ni se pare că este ceva foarte abstract. Dar ele, dacă suntem puțin atenți, ele au o aplicabilitate foarte clară. Însă, pentru că poate sunt formulate într-un limbaj care e un pic mai greu accesibil așa pentru toată lumea, avem așa, ne ținem departe de ele. Dar noi am aplicat un proiect pentru că UNESCO a scos o linie din aceasta de finanțare de proiecte pentru Europa și America de Nord. Am aplicat un proiect despre calitatea apei. Se încadrează într-unul din obiectivele de dezvoltare durabilă care se referă la calitatea apei și la sanitație. Și ne-am gândit că tot spuneai și de implicarea părții științifice, am zis cum să facem, pentru că ăsta este unul din rolurile noastre la Geopar, să încercăm să le arătăm oamenilor că știința nu e doar pentru niște oameni care sunt foarte dedicați și foarte deștepți și foarte inteligenți și care stau acolo în birou și gândesc și cercetează, ci știința, practic ceea ce fac ei acolo și rezultatele lor sunt pentru noi, pentru noi toți, pentru publicul larg. Dar cum să facem să punem în legătură cercetătorii cu publicul larg? Și ne-am gândit că acest proiect ar fi foarte bun. Se numește chiar Punem Sustenabilitatea la Treabă și am făcut un consorțiu din Universitatea din București, care este administratorul geoparcului Țara Hațegului, Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj, 6 școli din rețeaua Geoparc de pe teritoriul geoparcului. Mulțumesc, și... Rosi! Rulează imagini din proiect în momentul ăsta. Da, mulțumim, da, într-adevăr. Și două asociații. Și ce facem? I-am încurajat pe elevii de la cele 6 școli din geoparc să preia probe de apă, dar din surse alternative de apă potabilă. Ce înseamnă asta? Din fântâni sau din izvoare. Mulți dintre elevi sunt din mediul rural și, de fapt, e școala de la liceul Cebrăteanu din Hațeg implicat, liceul de la Baru, școala gimnazială Sfântă Mărie Orlea, școala gimnazială Densuș, Bretia Română și Sarmise Getuza. Mulți elevi sunt, deci, din mediul rural. I-am încurajat, luați apă, probe de apă din fântâni, din izvoare și haideți să le analizăm și să vedem ce calitate au. Ei au făcut analizele împreună cu profesorii lor de la clasă și probele, rezultatele au fost trimise către Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj, cu care colaborăm, și două doamne profesori de acolo au verificat cât de bine au fost făcute aceste analize de către elevi, au confirmat sau infirmat rezultatele, iar ceea ce elevii au obținut, acele rezultate, vor apărea la un moment dat într-o platformă pe care o dezvoltăm la Universitatea din București, o platformă de calitate a apei din Geoparc. Și, practic, vom putea merge pe acea platformă, vom avea o hartă acolo
Și dacă întâlnim, să zicem, când veniți în geoparc, pe teritoriul geoparcului, un izvor și vreți să știți dacă apa este bună de băut, este recomandată să bem sau nu, putem să verificăm acolo și acolo vor apărea și informații despre calitatea apei și informații și despre persoana care a prelevat probă de apă de acolo și, în general, sunt elevii care și-au dat consimțământul să apară acolo cu numele și în felul acesta este un proiect de, se spune, știință participativă sau poate că au mai întâlnit oamenii termenul de citizen science, în care oamenii obișnuiți sunt implicați și au un rol important în cercetarea științifică, pentru că pe baza acestor rezultate profesorii de la Universitatea de la Cluj și de la Universitatea de la București vor putea să scrie articole științifice, să facă analize la un nivel și mai înalt, bineînțeles, și să avem în cele din urmă poate chiar o hartă la nivel național a calității apei din surse alternative, pentru că asta ne dorim, să continuăm. Proiectul s-a bucurat de foarte mare succes. Să ne înțelegem, acum probele acestea, că poate unor să zică dar o probă reală are nevoie de, nu știu, aparatură, într-adevăr sunt foarte complexe probele de apă, nu facem o analiză foarte, foarte complexă, însă o analiză suficient de bună ca să ne spună dacă e în regulă să bem apă dintr-o sursă sau nu. Pentru că de multe ori știți cum e, că este fântâna pe care a săpat-o bunicul la noi în curte și asta e apa noastră foarte bună, însă lucrurile se întâmplă în timp. Da, trăim vremuri, se vorbește foarte mult despre poluare în ultima vreme. Poluarea poate să fie nu generată neapărat de noi, dar poate să fie poluarea pânzei freatice, exact, care alimentează acea sursă și chiar dacă poate pe vremea bunicului apa era foarte bună, acum s-ar putea să se fi întâmplat lucruri care să ducă la o contaminare a apei respective și să nu mai fie chiar bună pentru băut sau pentru da grădina sau pentru dat la animale și atunci e important să știm lucrurile acestea. Și acesta este unul din roluri și UNESCO suportă, susține acest proiect și chiar în urmă cu 2 săptămâni am avut chiar o delegație din partea UNESCO, a venit la noi în Geoparc, s-a întâlnit și cu elevii, s-a întâlnit și cu profesorii, s-a întâlnit și cu partenerii noștri și cu voluntarii, pentru că și ei avem un grup de voluntari pentru Geoparc despre care n-am mai apucat să spunem, sunt tineri din țara Hațegului. E timp, ajungem, nu da, plecăm. Și ei sunt implicați acolo și vrem să ajutăm și organizațiile noastre partenere, cum este Asociația Femeilor din Sfântă Mărie Orlea și Asociația de Turism Retezat, cu o strategie privind apa, amprenta de apă, adică cum să își eficientizeze consumul de apă în activitățile lor. Și sperăm în felul ăsta chiar să facem un pas important și mai mult decât atât să ajutăm și pe alții din experiența noastră să încerce să meargă mai departe și să pună în valoare ceea ce noi am aflat și să aplice și la ei, pentru că un alt pas va fi să organizăm chiar o conferință în care să implicăm pe profesori să împărtășească colegilor lor din experiența pe care au avut-o în urma acestui proiect și să încurajăm și pe alții să facă aceste analize de apă, cu elevii în principal. Copiii din ziua de astăzi au mai multe șanse, exact ce povesteam, dragii mei, suntem în Geoparc, noi la Dale Dimineții mergem în fiecare dimineață în Geoparc, după ce am povestit cu Petronela și cu Adina, am dat seama că Rosi de fapt ne-a purtat prin Geoparc din prima zi de emisiune, pentru că sunt imagini filmate de colegul meu Rosi în Retezat, povesteam în prima emisiune, deci aici suntem în Geoparc. Aici suntem în Retezat, care sunt vecinii noștri, suntem în vecinătatea Geoparcului. Acolo, în țara Hațegului, zic acolo pentru că noi suntem la Deva în emisiune. Da, corect. Sunt 3 mari zone fabuloase.
avem așa, Parcul Național așa. Retezat, da. Primul parc național din România. Avem Geoparcul și Țara Hațegului, care este așa într-o depresiune între voi. Și avem Munții Șurianu și Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina. Deci sunt trei zone foarte, foarte importante și foarte, foarte, foarte frumoase, care se învecinează una cu cealaltă și care colaborează foarte bine, pentru că noi la Geopark, bineînțeles, colaborăm foarte bine cu administrațiile celorlalte două parcuri. Suntem parte din destinația ecoturistică Țara Hațegului Retezat și asta este ceea ce noi ne dorim, să ajutăm pe oameni să descopere această parte de România. Uite, acum avem niște imagini foarte interesante de exact. La Casa Vulcanilor, care anul acesta sărbătorește 10 ani de existență. Este unul dintre proiectele de mare succes, de foarte mare succes la noi în Geopark, pentru că a pus bazele creierii acestui grup de voluntari pentru Geopark, despre care spuneam mai devreme, și a implicat comunitatea locală și a creat un nou obiectiv de vizitare, practic de la zero. Și în urmă cu 10 ani, această căsuță drăguță nu exista. Vedeți pământul acesta de pe pereți, se numește cob și este un amestec natural de lut cu paie și cu apă. A fost întâi o idee, cum am putea povesti despre vulcanism și despre insula Hațeg într-un mod atrăgător. A fost ideea partenerilor noștri de la Asociația Drag de Hațeg și s-au gândit să construiască o căsuță într-un mod sustenabil, adică folosind elemente naturale, acest cob despre care vă spuneam și lemn, și să încerce să spună povestea în acest spațiu. Au cerut ajutorul tinerilor din Țara Hațegului, în speță elevilor de la Liceul I.C. Brătianu. Și mai mulți tineri au spus da și au venit și au ajutat la construcție, pentru că a fost un proces destul de îndelungat. Spun ei că au făcut așa o contorizare a activității de realizare a Casei Vulcanilor și le-a trebuit, au avut nevoie de vreo 200 de zile să ridice această casă. Au folosit vreo 20 de metri cubi de pământ și vreo 5.000 de litri de apă. Hai de mine. Iar ca să facă acel cob, au amestecat lutul cu apa și cu paiele, cu picioarele. Era, a fost frumos. Cea mai ușoară, să zicem, modalitate cumva să poată să obțină acest material care să permită să poată fi modelat, pentru că ați văzut că această căsuță are o formă rotundă, este decorată cu elemente semnificative pentru Țara Hațegului, tot făcute din lut. Și iată, anul acesta, la 10 ani, e un moment foarte important și un moment foarte interesant și din prisma celor care au susținut proiectul. Pentru că ideea lor s-a bucurat de susținere din partea Fundației pentru Parteneriat și MOL România. Iar după 10 ani au dovedit că, uite, au putut să creeze un spațiu de educație, un spațiu de voluntariat care este foarte important și anul acesta sunt susținuți de Fundația pentru Parteneriat și MOL România și este un lucru extraordinar, pentru că s-au gândit colegii noștri de la Drag de Hațeg, ne-au propus și nouă, pentru că împreună facem activitățile, să fie un moment deosebit în care să pună în contact voluntarii seniori, să spunem primii voluntari care au participat la crearea acestui obiectiv de vizitare, în contact cu tinerii voluntari pe care îi avem acum la Geopark. Și atunci voluntari de atunci au venit și au ținut ateliere cu voluntarii de acum. Le-au explicat, le-au povestit, le-au spus din experiența lor, le-au spus
cum i-a ajutat pe ei activitatea de la, de la Geopark. Apoi este o expoziție de fotografie itinerantă care arată principalele momente, cum a luat naștere. Va fi în luna august, fiți pe fază că o să anunțăm cât de curând revenim, facem una dintre evenimentele tare îndrăgite de copii, Ziua Vulcanilor, care este parte din, din acest proiect și care vine și povestește despre Casa Vulcanilor și cei 10 ani de importanță pentru țara Hațegului. Lucrăm cu, bineînțeles, cu partenerii noștri. Va fi pus la punct până în toamnă un alt program de educație la Casa Vulcanilor, care este dedicat de data aceasta adolescenților și adulților. Avem pe lângă Geopark în proiect, participă Asociația de Turism Retezat, Asociația Femeilor de la Sfântă Marie Orlea și două școli, școala de la Densuș, pentru că să precizăm că nu mai știu dacă am spus, dar mai spun o dată, Casa Vulcanilor este la Densuș. Casa Vulcanilor este la Densuș și atunci școala de acolo, care ne ajută foarte mult și se implică în foarte multe din activități, se implică și în celebrarea celor 10 ani de existență a căsuței și de asemenea școala de la Sfântă Marie Orlea. Pentru că în toate proiectele pe care noi le avem, asta facem, implicăm comunitatea locală și pe de-o parte administrațiile locale, colaborăm foarte bine cu primăriile care ne susțin în diverse proiecte, însă cel mai important și cel mai important este să ne axăm către tineri, elevii de liceu și elevii din școlile primare și gimnaziale, pentru că din punctul nostru de vedere ei sunt viitorul. Și dacă ei încep să înțeleagă importanța teritoriului în care ei locuiesc, sunt șanse ca să nu-și mai dorească atunci când vor termina liceu sau după ce fac facultatea să plece undeva departe, ci să se întoarcă în țara Hațegului și să pună ei bazele unor, poate să a unor afaceri, să dezvolte lucrurile și să contribuie la promovarea acestui teritoriu. Pentru că, așa cum spuneai, da, este un teritoriu unic. Noi avem, de exemplu, sloganul Drum prin vremi, tocmai pentru că oferim vizitatorilor posibilitatea să călătorească imaginar așa în foarte multe vremi, de la vremea dinozaurilor, la vremea romanilor și a dacilor, da. La vremea medievală, la prezent, correct. Deci e un spațiu extraordinar. Acum, adevărul este că, da, fiecare, eu sunt un pic de altă părere, că da, avem o țară foarte frumoasă, dar, cum spunea și de Geopark, fiecare țară este unică. Corect. Fiecare țară are frumusețea ei și lucrurile pe care le oferă sunt frumoase sau poate sunt mai puțin frumoase, dar important este, cred că tot iarăși așa, să nu comparăm, ci să ne bucurăm de ceea ce descoperim și să descoperim unicitatea fiecărui spațiu. Și asta încercăm noi la Geopark, să-i ajutăm pe oameni să simtă mai degrabă, să experimenteze acest teritoriu. Nu ne așteptăm ca ei să vină și după aceea să dea o lucrare de control cu ce au reținut din ceea ce le-am spus noi, dar cumva în interior să simtă emoția. Îl rog pe Rosi să mai dea o dată ultimul filmuleț. Am lăsat-o pe Adina să-și ducă ideea la capăt, n-am vrut să o întrerup. Am recunoscut în filmuleț o față, vreau să-mi spuneți cine e doamna, cum se numește doamna care e acolo alături de copii, și filmulețul ar trebui rulat în fiecare zi dacă am avea timp, măcar odată să ne uităm la el, pentru că exact ce noi spuneam, noi nu am învățat la școală, n-am avut această posibilitate să venim într-un loc oriunde, în cazul nostru la Geopark, acolo la Casa Vulcanilor, la Densuș, și să facem ce fac acei copii, să dai cu pensula, să
e în mediul de laborator creat. Dar tu ca părinte, să-ți iei copilul, mi se pare fantastic, o posibilitate foarte la îndemâna oricui, pentru că nu e foarte scump. Să dai cu pensula, să descoperi tu cu mânuța ta, am văzut acolo tot felul de fosile, nu știu, ajută-mă. Da. Uite, eu asta n-am, mulțumesc, modele. Rosy. În primul rând, cum o cheamă pe doamna Alina, în tricou? Așa. Alina Ciobanu, da, uite, o vedem, este președinta Asociației Drag de Hațeg. Așa. Și este sufletul casei vulcanilor acolo, într-adevăr. Da, este unul dintre obiectivele, dar vă spuneam că e foarte importantă Casa Vulcanilor pentru noi și pentru teritoriul geoparcului, pentru că este unul din punctele de educație experimentală, cumva, da, experiențială. De fapt, toate activitățile noastre pe care noi le punem pe partea de educație merg în direcția aceasta. Le oferim celor care vin, și nu numai copii, și adulți. Asta vreau să spun, fiți șmecheri. Eu aș, dacă aș avea un copil, l-aș lua, hai cu mama, hai așa, cu mătușa, hai cu bunica, să vezi, uite ce interesant e, și așa aflăm și noi. Asta era Haide ideea. Haideți să spun ceva, eu fac și ghidaje la noi, la expoziția de la Hațeg, se numește Balauri Dragon Dinozauri, deci așa, merită să veniți dacă n-ați fost la noi. Așa. Și fac și la peștera pe traseul acela de poteca tematică Muzica Naturii. Și de cele mai multe ori, în special la expoziția de la Hațeg, pentru că acolo avem cuibul cu ouă fosilizate de dinozauri și avem reproduceri după dinozauri și toată lumea vine cu copilașul, că na, dacă e cu dinozauri, atunci e pentru copii. Și când vin copii, eu încerc să am un dialog cu copilul și să povestesc cu el și să-i explic lui și... îmi place să dialogăm, totdeauna să dialogăm și să-mi spună și ei ce știu și să le spun și eu, că de multe ori și eu învăț foarte multe de la copii. Partea cea mai simpatică este că le pun întrebări copiilor și de cele mai multe ori părinții sunt cei care dau răspunsul repede. Corect. Și câteodată chiar nu vine să spun, da, știi că lasă și pe copilașul. Nu, pentru că adultul din ziua de astăzi nu a avut partea asta. Aici am vrut să ajung, pentru că ne apropiem de final. Noi adulții n-am avut parte. Noi adulții zilelor noastre nu am avut parte de așa ceva. Dar prin acești copii putem să descoperim și noi Terra. Putem afla răspunsuri la întrebări pe care n-am avut curajul să le punem, n-am avut timp să le punem, să spunem așa. Și ce e și mai frumos în toată povestea asta, familia Ciobanu nu sunt din Hațeg, nu sunt din județul nostru, ei sunt din București, greșesc, nu? Ei sunt veniți. Este, dar de fapt... Și copiii, asta e comunitatea care se creează, scuze-mă, copiii scriu, adică copiii din Hațeg, cei pe care îi amintește Adina, de la școli, ei au Facebook, au Insta, vorbesc. Uite ce am făcut eu astăzi aici la mine la Geoparc, că e la el acasă. Și copiii din alte părți ale țării trăiesc experiența și poate se descoperă un cercetător care se hotărăște să facă cercetare și să vină să ne ajute aici la Geoparc. Nu doar că îi aducem acasă înapoi, dar aducem și cercetători din altă parte. Poate să devină ei cercetători. Asta este ceea ce încurajăm, pentru că noi avem și acum, în urmă cu câteva săptămâni, au venit profesori de la Universitatea din București, de la Universitatea din Budapesta și fac o mulțime de cercetări în teren și de fiecare dată profităm de prezența lor și punem în contact măcar cu voluntarii noștri să se întâlnească ca să înțeleagă mai bine ceea ce s-a întâmplat, mai bine viața pe pământ, importanța geologiei și ne bucurăm tare că avem, de exemplu, unul dintre foștii voluntari, acum este student la master la Universitatea din București, la Facultatea de Geologie și Geofizică și a descoperit-o pasiune nouă. Ce voiam să zic este că, da, colegii mei Cristian și Alina Ciobanu sunt de la București, s-au îndrăgostit de Geopar și s-au mutat aici și au o familie aici, dar asta pentru că Cristian a venit ca voluntar. Exact. Înainte ca Geoparcul să intre să fie recunoscut în rețeaua globală a geoparcurilor
Și s-a îndrăgostit de locurile acestea. A dus-o și pe Alina și Alina i-a plăcut. Dar noi suntem 6 membri în echipa Geoparcului. 4 dintre noi suntem aici la Hațeg și 2 colegi la București. Dintre noi 4 care activăm la Hațeg, niciunul dintre noi nu suntem născuți în țara Hațegului sau să fi locuit Mulțumesc. Acolo. Și povesteam cu Petronela. Voluntari. Am început ca voluntari. Mulțumesc, Adina, că ai confirmat teoria pe care eu o țineam și făcut o emisiune. Aici e cheia. Aici e cheia, domnilor și doamnelor și dragii mei. Pare mare pe copertă, dar să știți că a fost pitic. Și dacă vreți să vedeți cât a fost de pitic, vă invit să veniți în județul Hunedoara. Acum mă refer la cei care ne urmăriți pe rețelele de socializare și vedeți această emisiune. Vă invit aici la noi acasă, în județul Hunedoara, în țara Hațegului și nu numai. Dar aveți ce vedea. Vă garantez că veți putea să vă jucați cu acești dinozauri mici, mari, cum ar fi păsări, că am văzut că au și un minera unde poți să studiezi păsările. Sunt o mulțime de povești, trebuie neapărat să vină și puteți să le descopere. Putem să facem un serial și acolo. Sezonul 1, sezonul 2 cu Petronela împreună și la Hunedoara în direct, dragii mei, știți că Petronela face emisiunile cu Geopark, cu Adina, de data asta m-am băgat și eu așa ca un dinozaur pitic. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu mulțumesc tare mult. Îți doresc drum bun în Italia. Mulțumesc. Așteptăm să te întorci și să ne povestești ce nu ne-ai povestit și asta rămâne pentru emisiunea următoare. Cum, Doamne iartă, mă ajunge un român evaluator de geoparcuri în lumea asta? No, asta e o treabă foarte interesantă. Și suntem mai mulți. Și vreau să povestim despre asta, te aștept într-o emisiune următoare. Cu mare drag. Pentru mare că trebuie drag. Să fie o chestie interesantă, să arătăm românilor noștri de pe Trutindări, așa că suntem mulți pe tărea, că avem valori și că țara asta nu o se duce ea cum vor unii. Îți dorim drum bun, vă așteptăm acasă aici la noi, în județul Hunedoara, pentru că, așa cum spun de fiecare dată, nu e un colț de rai. România e țara Maicii Domnului, iar noi suntem bucată din raiul Maicii Domnului, vreau eu să cred, nu ne pune nimeni la colț. Până mâine dimineață, dragii mei, când ne vom revedea aici la Dale Dimineții cu 2 copii minunați și o doamnă și mai minunată. Să vedem ce s-a mai întâmplat pe la Step by Step. Alături de noi, mâine dimineață, aici, la Dale Dimineții, vine doamna Ramona Oltean. Am avut așa, să nu o botez. Eu mai fac, azi m-am botezat și pe mine. Alături de 2 copii minunați care să ne povestească ce fac ei pe vacanță. Cum a fost step by step de la ultima întâlnire, să vedem ce au făcut. Nu dau din casă, dar e vorba tot de o carte. Na, rămâneți alături de noi mâine dimineață, vom povesti despre ce se întâmplă în vacanța de la Step by Step. Eu pot doar să închei așa cum închei în fiecare dimineață. Suntem buni, vreau să cred. Suntem iubitori, la fel vreau să cred. Păi dacă suntem și vă doriți să fiți iubiți, dăruiți și voi din iubirea voastră, celor de lângă voi, pentru că eu vă iubesc și sper să primesc din iubirea voastră înapoi. Vă pup!